36 de fortificații, mai sunt astăzi 32, cum este cea de aici, pentru că au explodat din neatenție, au fost depozite de muniții și alte substanțe explozibile. Datorită acestei centuri de fortificații, practic a rezultat și șoseaua de centură, pentru că era un drum de serviciu pentru ei. Și s-a păstrat până în ziua de azi și se modernizează chiar. Până când se înceapă primul război mondial, forturile deja erau foarte prost întreținute, nu aveau personal suficient pentru ele. Primul război mondial au venit nemții în București, au invadat orașul și le-au găsit total dezarmate. Și de atunci, cam până ziua de azi, tot așa au rămas. Momentan suntem într-un spațiu abandonat, care se poate degrada oricând, fără niciun fel de protecție. Exemplul belgian este acela că forturile au fost folosite pentru ceva anume, nu ca cele care stau acum în paragină. Sunt muzee, sunt spații de expoziții, de divertisment, unele sunt restaurante, altele, eu știu, hoteluri mai deosebite. Fortul Jilava, Fortul 13, a fost utilizat ca închisoare pentru diversi deținuți, mai ales răsculații, de la 1907 am înțeles că au stat acolo, după care prizonieri de război, după care a fost chiar și închisoare de drept comun. Eu fac excursii, deplasări la obiective mai puțin cunoscute, care merită promovate, locuri în care ajung mai puțin turiști așa singuratici. De obicei e mai bine să le vizitezi alături de un grup, pentru că sunt diverse pericole la tot pasul și e bine să fie mai mulți. Am organizat excursii, am scris pe bloguri, am publicat în reviste, am mers la sesiuni de comunicări științifice și am promovat cât am putut de mult centrul de fortificații. Este o mină de aur pentru turismul din București și din România. Mă străduiesc ca aceste spații să fie cunoscute de cât mai multă lume și să și corespunzător exploatate chiar, pentru că e păcat de ele să rămână așa.